Bun, s-a vorbit de multe ori despre cartea Andrei Răsuceanu și au fost foarte multe recenzii, deci carte bine primită. Am impresia că totdeauna, mai toată lumea a vorbit despre poveștile mântuleselor, adică trecutul secolului XVIII, poate XIX, din zona mântuleasa, așa cum îl reînvie Andreea Răsuceanu. Sigur că ăsta este meritul esențial al cărții, dar mai puțin s-a observat că ultimele capitole se referă la o literatură mai nouă, se referă, de exemplu, la Mircea Eliade, și că aceste capitole, care de fapt anunță o viitoare carte a lui Andreea Răsuceanu, aceste capitole pun într-o anumită perspectivă și pe celelalte. De exemplu, atunci când vorbește despre o veche casă bucureșteană și Andreea compară această povestire a lui Eliade cu o povestire a lui Edgar Allan Poe despre casa Usher, ea observă că într-o anumită povestire a lui Eliade, și anume Uniforme de general, dar și Incognito la Buchenwald, este vorba de o casă veche boierească în care personajele trăiesc sau chiar mor, la sfârșit moare unul dintre ultimii reprezentanți ai familiei Calonfir, dar că aceasta se face într-o permanentă interacțiune cu trecutul, fie trecutul real al acestei familii, fie imaginația, fie chiar un fel de prevestire a morții. Deci sunt mereu flashback-uri, deci sunt spre trecut și sunt anticipări ale viitorului. E, această tehnică sau acest procedeu al lui Eliade, Andreea îl numește un labirint intern sau interior, cred că spune, dintr-un labirint exterior, dacă se verific, dar că este vorba de un labirint într-un labirint exterior, acela al străzilor. Labirintul interior ar fi, deci, cel dintr-o casă, din casa Calonfir. Și să ne amintim că această casă Calonfir este un vechi boier calonfirești care sunt prezenți în zona mântuleasă de multă vreme. E, această observație mi-a atras atenția. Cum se explică această interacțiune între un labirint interior și un labirint exterior al casei? Deci casa este, ca să zic așa, un fel de centru în care se întâlnesc diverse dimensiuni și dacă revedem povestirea lui Eliade, vom observa că ea însă și această casă sau acest interior se prelungește pentru că există o oglindă ciudată sau poate magică, în care se petrec o mulțime de lucruri și în care, la urmă, Antim va dispare. Deci el va dispare în oglindă, asta este din nou o alegorie a morții, ca și în alte romane sau povestiri, știu eu, de exemplu, La țigănci. Acest aspect mi se pare că este foarte important, pentru că, de fapt, sunt mai multe lumi. Este lumea reală, este lumea spectacolului de care vorbește Ieronim, este actor și regizor, dar este și lumea imaginației, pentru că el însuși, atunci când merge prin pod, își imaginează scene, el spune, sunt scene, nu sunt evenimente, deci nu sunt lucruri reale, dar este și o lume după moarte și este și o lume care rămâne complet necunoscută. Generaleasa, cum se numea personajul din această povestire, deci soția generalului Calonfir, lasă la urmă un fel de testament lui Ieronim, pe care îl spune numai lui și Ieronim nu-l dezvăluie nimănui, nici măcar unchiului său Antim, când acesta se pregătește să moară. Dar spune acest lucru. Toată viața n-am făcut decât să vorbesc despre ce mi-a spus ea în simboluri. Ori asta este interesant. Aici cred că Andreea reușește să adune foarte multe fire. Așa cum Eliade ne vorbește în simboluri, așa povestesc și vorbesc și personajele lui Eliade în simboluri, dar tot așa ne vorbește casa, este o casă care are o personalitate a ei, deși se dărâmă sau e aproape de ruină, ca și la Edgar Allan Poe, dar la fel ne vorbește și trecutul, la fel ne vorbește și această extraordinară familie Calonfirescu, Calonfir. Toate aceste imagini alcătuiesc, de fapt, un poliedru. Și eu am impresia că în cartea Andrei Răsuceanu, acest poliedru este central. Deci nu este vorba numai de trecut, este vorba și de prezent, dar este vorba și de alte realități paralele, prin care toate acestea trimit unele la altele.